După o întrerupere temporară a activității cauzată de punerea în siguranță a sălii de spectacole în ceea ce privește paza contra incendiilor, Casa de Cultură de la Roman a reluat seria spectacolelor găzduind două concerte de anvergură. Primul care revine pe scena Casei de Cultură este apreciatul Tudor Gheorghe, care va dedica concertul său femeii. Joi 24 martie, începând cu orele 19, maestru Tudor Gheorghe ne va încânta, ca de fiecare dată, cu un spectacol intitulat Declarație de Dragoste. Este un spectacol dedicat femeii, fiind luna martie. Așteptăm toți romașcanii să ne dea un sprijin, ca de fiecare dată. Cântă singur sau... Singur. Deci va cânta melodii pe poeziile prietenului său, Adrian Păunescu. Rămașcanii melomani vor putea asista și la spectacolul pianistului Horia Mihail, intitulat Pianul Călător, spectacol care revine periodic la Roman și grație susținerii acestuia de către firma Sense. Sâmbătă, 26 martie, tot orele 19, domnul Horia Mihail va poposi la Roman cu un nou concert, Pianul Călător, de această dată pe muzică de Chopin. Ne va încânta, este un renumit pianist, ați văzut că are priză la public, avem romașcani dornici de acest gen de spectacol, le așteptăm cu drag. Câte bilete s-au vândut la Tudor Gheorghe? La Tudor Gheorghe s-au vândut peste 300 de bilete, la Horia Mihail, având în vedere că se dau și invitații și bilete, cam peste jumătate de sală până în prezent este rezervată. Deci, până atunci se vor da pentru toată sala. Costul unui bilet de intrare este de 50 de lei. Biletele de intrare la cele două spectacole mai pot fi procurate de la casieria Casei de Cultură a Sindicatelor. De păsări.